Oamenii spuneau, cine e asta, fata lui Roman, aia n-a făcut nimic, a trimis-o tasul la studii pe banii poporului. A fost foarte, 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 foarte greu. M-am lovit de niște ziduri, m-am lovit de niște uși închise, de niște oameni care efectiv nu vroiau să, nici măcar să mă bage în seamă. Mâncam pâine cu ceai. Eu m-am confruntat cu bullying toată viața mea. De ce? Pentru că eu întotdeauna am fost altfel. M-au prigonit îngrozitor și atunci a fost... Pentru că li se părea că sunt figurantă și arogantă, pentru că eu nu gândeam și nu mă comportam ca ei, fac crize de nervi, realmente, la propriu, fac urât. Am și eu momente în care explodez, inclusiv în fața ei. Isabela a fost un copil exemplar de când s-a născut. Un dar de la Dumnezeu pe care l-am primit, prețul ar fi putut fi viața mea, știi că eu am fost foarte... bolnavă după ce am născut și aș fi putut să-mi pierd viața, adică am plătit un preț greu. Chiar dacă exista o altă prezență a unui alt părinte în casă, practic 80% din lucruri în ultimii ani, tot eu le făceam singură. În momentul în care eu sunt onestă, deschisă, autentică, reală și adevărată și tu îți bagi joc de mine, eu nu mai vreau să aud de tine. Sunt oameni care, evident, de-a lungul vieții m-au dezamăgit foarte tare. Eu n-am făcut terapie cu psiholog. Există psihiatri care fac terapie, da? Intrarea mea în această lume nu se datorează tatălui meu, ci se datorează integral Loredanei și lui Țeavă. Hello! Bine v-am găsit la Fresh by Unica. Eu sunt Elena Popa, iar astăzi am alături de mine o invitată specială care s-a aflat în atenția publicului încă de mică. Și spun asta datorită numelui pe care îl poartă, cât și personalității efervescente, spumoase, dar și a multor activități pe care le-a derulat de-a lungul anilor. Oana Roman, bine te-am găsit și îți mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Ce mulțumesc, faci? Mulțumesc, bine v-am găsit. Ce să fac? Între multe filmări, campanii, drumuri, agitație de dimineață până seara, am venit cu drag și la voi. Ne bucurăm, îți mulțumim din nou că ai acceptat invitația noastră. Uite, chiar am discutat câteva minute înainte să ne așezăm aici în fața camerelor și noi astăzi vrem să descoperim cine este Oana Roman dincolo de numele Roman. Un nume cu greutate pe care ai fost nevoită cumva să-l porți asupra umerilor tăi. Și-l port în continuare cu mare mândrie. Cu mare mândrie, dar din cauza lui, putem să spunem, uneori ai fost criticată că... Da. Cine este Oana Roman? Ce face Oana Roman? Ce activități a făcut Oana Roman? Spune-ne tu despre tine puțin, cine ești? Da, într-adevăr, s-a speculat și din păcate încă se speculează foarte mult, pentru că oamenii nu au destulă informație. Unii nici nu o caută, pentru că dacă vrei să o găsești, e foarte simplu să afli cine sunt eu și ce am făcut eu în viața asta. Ca să spunem pe scurt așa, având în vedere că anul ăsta am împlinit 48 de ani. Mulțumesc. Și că am terminat facultatea în anul 1998, am deja foarte, foarte mulți ani de activitate în spate. Okay. Adică vreo 25 de ani de muncă deja. Wow, un sfert de secol practic. Exact, da. Practic, eu am plecat la facultate, evident, la 18 ani. Asta se întâmpla în anul 1994, când am hotărât eu, la recomandarea mamei, într-adevăr, să îmbrățișez această meserie numită PR și comunicare, meserie care în acel moment nu exista în România. Nu numai că nu existau studii, adică o facultate care să aibă această specializare sau această specialitate, dar evident că nu existau nici practicieni. Da, încă oameni care să cunoască și să practice această meserie. Deci, fără niciun fel de falsă modestie, pot spune că am fost sau sunt printre pionierii acestei meserii în România. Okay. Am plecat în Franța pentru că acolo existau, evident, facultăți și universități. Școala pe care am făcut-o este o școală de înalte studii în științele comunicării, pe care am absolvit-o în anul 1998, când am început să-mi scriu și lucrarea de masterat, iar lucrarea de master am susținut-o în ianuarie 2000. Deci, practic, am lucrat un an și jumătate la lucrarea de diplomă. Și m-am întors în România ca să-mi pregătesc lucrarea, pentru că puteam să o fac și stând acasă. Da. Și m-am trezit într-o Românie a anului 1998 în care această meserie practic nu exista.
și în care oamenii spuneau: cine e asta, fata lui Roman, aia n-a făcut nimic, a trimis-o tasul la studii pe banii poporului, că am auzit și lucrul ăsta și n-a învățat nimic. În primul rând că eu am făcut o școală care aparține de Sorbona, care este o școală de stat, deci care nu costă. Acolo unde pilele nu ajung. Unu, că nu există pile și doi, că nu există costuri. Este o școală publică, o universitate publică, deci nu costă bani. Costă doar muncă și studiu. Mai precizez doar că eu am făcut o facultate care avea, în momentul în care eu am fost acolo și continuă să aibă, o rată de admisibilitate, pentru că se dă examen de admitere, nu se intră cu dosar, o rată de admisibilitate de 4%, uneori chiar sub 4%. Deci cam ăsta era nivelul, cam ăsta a fost nivelul la care eu am studiat. La specializarea pe care eu mi-am ales-o în anul de licență, deci în anul 3, am dat încă un examen de admitere și la specializarea mea de comunicare instituțională, branding și comunicare instituțională, au fost 880 de candidați și 64 de locuri. Și din cei 64 de studenți care au intrat pe aceste locuri, eu am fost a doua. De sus, nu de jos. Felicitări! Și atunci, acolo nu există nici cine-i tata, nici cine-i mama, nici cum te cheamă, mai ales că în Franța, zici, mă, ce interesa pe ei. Dar chiar și așa, când te-ai întors din Franța în România, te-ai lovit fix de concepția asta, că cine-i asta, nu s-a interesat nimeni, ce diplome am, ce specializare am, ce studii am făcut, ce știu să fac, în primul rând, da? Și nu ți-a fost greu? Și cum nu ai că a fost greu, a fost aproape imposibil. Deci, efectiv, m-am lovit de niște ziduri, m-am lovit de niște uși închise de niște oameni care efectiv nu vroiau să nici măcar să mă bage în seamă, nici măcar să vadă, să încerce, să mă lase să, nu știu, să fac un stagiu măcar sau o ceva acolo care, în care să le arăt dacă știu sau nu știu meseria asta. Și asta, atunci, mă face cumva să mă gândesc că oare ai avut și probleme de natură financiară din cauza asta? Evident că am avut și probleme de natură financiară, pentru că tata, în linia aceasta de educație extrem de modernă și de occidentală, după ce m-am întors, mi-a zis: ok, bun, te-ai întors, ai o diplomă, pa, gata, de acum încolo trebuie să te descurci, că eu nu mai gata, noi nu mai trebuie să te întreținem, nu mai trebuie, deci la revedere, pa. Și a fost foarte, 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 foarte greu. Tata nu ne-a dat nimic. Nu pentru că era rău sau zgârcit, sau nu, pentru că așa a fost educația pe care el la rândul lui a primit-o, care a fost în familiile noastre de-a lungul generațiilor. Eu m-am trezit, ok, ce fac acum? Adică ce fac? Nu s-a pus nicio secundă problema că el să se ducă la cineva, să spună: bă, ajută-o și pe Oana, ia-o să lucreze sau... Da. Nu s-a pus problema. Și atunci am zis: ok, ce fac? Îl cunoscusem pe Cornel și la sfârșitul anului 1998, început de 1999, el a preluat acest concept care s-a numit apoi, care a devenit apoi fenomenul Flamingo Boys. Și am zis: bă, noi putem să facem bani din chestia asta. Așa. Și ne-am apucat efectiv de la zero să facem acest proiect. Fără bani. Deci tu practic ești fondatoarea proiectului. Nu, el a creat trupa. Dar tu ai trupa, fost pe partea de promovare. Dar ea trebuia promovată. Da. Cum facem? Să spargem taburi? Să explicăm că ceea ce facem noi aici este un adevărat spectacol, care are costume, care are scenografie, muzică, multă coreografie și așa mai departe, da? A contat faptul că în fiecare marți, când era spectacolul la Clubul Flamingo, veneau doamne de foarte bună calitate. Veneau doctorițe, avocate, notărițe, profesoare și așa mai departe. Că era o chestie de standing, așa, să vezi acest spectacol. Și dânsele, la rândul lor, au început să povestească. Și încet, încet am început să creăm acest concept cu foarte multă muncă. Mâncam pâine cu ceai. Realmente mâncam pâine cu ceai, mai mergeam pe la mama lui și mai mâncam, mai mergeam pe la ai mei și mai mâncam, dar nu ne permiteam să mergem la restaurant sau, adică erau niște lucruri care nu... Și în situația asta, tatăl tău nu s-a gândit să vă ofere un ajutor, totuși erați la început de drum, indiferent că exista Ne-a plătit chiria vreo 3-4 luni. Da.
După care a zis stop, descurcă-te. Și m-am apucat eu să fac treabă. Am început să fac și niște consultanță pentru niște oameni care aveau nevoie de niște consultanță în zona asta de branding și de comunicare și am început să câștig niște bani și încet, încet am reușit să o ducem mai bine, dacă vrei, să începem să vindem mai multe bilete, să facem turnee în țară și așa mai departe. Și lucrurile au evoluat. Deci acesta a fost practic primul proiect pe care l-am făcut în momentul în care absolut nimeni nu mi-a dat nicio șansă, da. Nu mi-a deschis nicio ușă și nu m-a sprijinit în niciun fel. Păi dacă te-ai confruntat cu această preconcepție, să spunem, odată ce te-ai întors din Franța, presupun că înainte să pleci în Franța, lucrurile au fost mult mai rele. Oh, au fost foarte rele. Au fost foarte, foarte rele. Te-ai confruntat cu bullying la școală? Te-ai confruntat cu probleme? O să râzi. După revoluție, m-am confruntat cu bullying de când eram mică. Când nu eram, tata era un simplu profesor universitar. Dar eu m-am confruntat cu bullying toată viața mea. De ce? Pentru că eu întotdeauna am fost altfel. Noi am crescut într-o familie în care valorile și tipul de educație pe care l-am primit era absolut 180 de grade față de cum erau crescuți și învățați ceilalți copii. Noi am avut o educație occidentală și extrem de modernă, în care chiar dacă trăiam într-un sistem dictatorial, acasă ni se explica cât de importantă este libertatea, cât de important este să nu te supui ca un sclav unor lucruri, cât de important este să-ți păstrezi demnitatea și onoarea, să nu fii lingău, să nu fii ipocrit, să nu fii mincinos, să nu fii slugarnic, lucruri care în România și atunci, și din păcate și acum, funcționează extraordinar. Și atunci eu fiind altfel, am avut și acest temperament foarte pregnant și puternic, fiind berbec, da, așa, și fiind foarte vocală, nu mă plăceau copiii, pentru că eram altfel. Pentru că eu refuzam să port pompoane, de exemplu, și am refuzat. Efectiv am refuzat. Dacă te uiți, am acasă poza cu clasa când ne-a făcut pionieri. Sunt singura care nu are pompoane. Am zis, ori mă dați afară, ori nu mă interesează, eu nu port alea. Și nu cap. Zicea nimeni nimic? Sau ba nu, da! Nu făcea nimeni nimic? Ba, mi-au făcut. M-au prigonit îngrozitor. Pe de o parte, colegii, pentru că li se părea că sunt figurantă și arogantă, pentru că eu nu gândeam și nu mă comportam ca ei, dar mie mi se părea o normalitate să fiu cum sunt eu, pentru că așa văzusem acasă. Iar profesorii nu mai spun, pentru că eu refuzam pompoanele, refuzam, n-am vrut să fiu șef de grupă, de departament, de cum era pe vremea aia, de unitate, nu știi tu că ești tânăr. În fine, nimic ce ținea de chestia asta legată de sistem, mie nu-mi plăcea și refuzam lucrurile astea și atunci evident că am început să deranjez foarte tare. Și referitor la învățăturile de acasă, bunele maniere întotdeauna au fost implementate în ceea ce privește creșterea ta, pentru că vedem și în ziua de astăzi că mereu te iei de cei din, să zic, din generațiile mai tinere care cumva au uitat de aceste concepte și atunci întrebarea mea este asta. Nu că n-au uitat, nu le-au învățat niciodată, asta este foarte grav. Sau unii dintre ei țin să cred că le ignoră pur și simplu, nu că n-ar ști de ele sau că nu le-au învățat. Cred că pur și simplu este și valul ăsta de ignoranță. Te contrazic, aceste lucruri dacă le înveți, ele devin instinctive și instinctuale. Și în societatea în care trăim? Nu mai cum să le uiți, nu contează, ele îți vin... Ele îți vin instinctiv. Deci nu te poți debarasa de ele, pentru că așa ai crescut. Dacă ai crescut cu ele în casă, în familie, de mic, nu renunți la ele pentru că așa ești tu. Știu. Adică e parte din personalitatea ta. Sunt de acord totalmente cu tine, doar că atunci când suntem mici, să spunem că dorința de apartenență a grupului este poate puțin mai mare decât cum m-a educat mami și tati să fiu, să stau, să așez, înțelegi ce zic? Da, și uite, eu mă uit la Izabela, nu are deloc tendința asta. Nu? Din potrivă, vine acasă și îmi spune, mami, știi că mă deranjează, că copiii cască și nu-și pun mâna la gură, că nu știu să mănânce, că nu știu să stea, că nu știu să vorbească. Deci nu tinde să se realieze ea la ce fac ei, ci să vină să-mi spună că este că vede lucrurile astea și că nu îi se pare că este ok. Care au fost cele mai importante 5 lucruri despre care i-ai spus Izei să țină cont? Știi care este ideea? N-a trebuit să-i spun nimic. A furat. Exact. A văzut, a înțeles și prin mimetism a învățat despre ce e vorba. Da? A învățat că nu trebuie să minți, a învățat că nu trebuie să vorbești urât, a învățat că trebuie să respecti pe toată lumea, a învățat că
nu există, cum spunea mama, meserii bune sau proaste, ci doar meserii bine sau prost făcute. Și că nu trebuie să desconsideri pe nimeni pentru munca pe care o face, atâta timp cât își face treaba corect și onest. Am învățat că nu trebuie să spună niciodată în viața ei, tu știi cine sunt eu, niciodată, vreodată. N-a trebuit să-i spun. Cumva am învățat și am înțeles. Și eu, evident că am avut și discuții cu ea și am explicat lucruri. Și am spus, uite, așa, așa, nu trebuie să fii, nu trebuie să te dai superior, pentru că nu ești până la urmă. Da, ești doar un copil. Trebuie să fii mândră de numele tău, de familia ta, trebuie să înveți pe ceilalți, trebuie să-i ajuți pe ceilalți, trebuie să-i sprijini pe ceilalți, trebuie să privești cu și cu o anumită înțelegere pe cei care nu sunt ca tine, pe cei care poate îți vor vorbi urât sau se vor purta urât cu tine. Nu trebuie să le răspunzi cu aceeași monedă, trebuie să încerci să le arăți. Și ea respectă. Și ea respectă lucrurile și astea. Mi se pare că este un copil înțelept. Asta nu atrage după sine cumva o, nu expulzare neapărat, dar o marginalizare din partea celorlalți copii. Este un copil foarte deștept, este un copil foarte special din punctul ăsta de vedere. Eu am știut că este așa, pentru că țin minte că am dus-o la grădiniță când avea vreo 2 ani și câteva luni și după câteva luni m-a chemat doamna psiholog de la grădiniță. Eu m-am speriat un pic și când te cheamă, dai seama, te face o groază de gânduri, știi? M-am dus la discuții și doamna mi-a zis, doamna Roman, ce pot să vă spun este că Izabela este un copil special, în sensul în care are un grad de inteligență atât mentală cât și emoțională foarte ridicat. Și atunci va trebui să aveți grijă, pentru că nu este ușor să crești un astfel de copil. Da? Un copil care are o inteligență superioară și o inteligență emoțională extrem de dezvoltată, chiar și la 2 ani și ceva, spre 3 ani, este un copil de care trebuie avut grijă. Și evident că nu e tot timpul ușor, pentru că în același timp, având această inteligență emoțională extrem de dezvoltată, este și un copil care se rănește foarte ușor. Și care înțelege poate mai multe lucruri decât ar trebui să înțeleagă. Care înțelege mult mai multe lucruri decât ar trebui să înțeleagă la vârsta ei, care face niște conexiuni logice și de judecată mult mai repede decât ar trebui la vârsta ei și atunci evident că nu este neapărat un lucru ușor tot timpul. Dar eu încerc să o ghidez în zona asta, încerc să-i explic, încerc să-i spun că și eu am trecut prin astfel de stări și prin astfel de lucruri, i-am explicat cum am gestionat eu sau la un moment dat n-am știut cum și mi-aș fi dorit să fie cineva care să-mi spună și atunci să profite că eu pot să explic lucrurile astea și le luăm pas cu pas, încet, încet, încerc să explic lucrurile astea, dar în același timp este și foarte apreciată, pentru că este totuși într-un sistem de școală privat, unde lucrurile sunt un pic mai diferite și unde directoarea și mulți dintre copii o apreciază și o iubesc foarte mult, tocmai pentru că este cumva foarte bună și un copil foarte bun, este un copil empatic. Da, să știi că m-a impresionat o chestiune pe care a făcut-o ea, că ți-a făcut o rezervare la restaurant și ați ieșit împreună în oraș. Și a și plătit masa. Mi s-a părut atât de drăguț, pentru că și eu sunt foarte apropiată de mama mea. Dar nu e prima oară când face lucrul ăsta. Nu este prima oară? Nu, constant face astfel de lucruri. Foarte drăguț. Își pune bani deoparte, pentru că și câștigă bani. Își pune banii deoparte. Cum câștigă bani la vârsta ei? Este, eu n-am expus-o și nici nu am implicat-o în campanii niciodată. Da, știm asta. Dar de ceva vreme am avut un client care la un moment dat a avut dorința și întrebarea dacă Iza și-ar dori să fie parte cu mine din această campanie. Și evident că eu m-am dus și am întrebat-o, Izabela, uite, asta este așa, îți dorești să vii cu mine să filmăm împreună pentru acest client? Vei avea banii tăi, da? Cotă parte și bugetul tău, da, exact, și vei filma împreună cu mine. Ea a fost de acord, deci nu am făcut-o decât cu acordul ei și eu menționez și insist foarte tare pe lucrul ăsta. Și deci are salariu. Foarte tare. Și atunci își pune bani deoparte, de exemplu, asta vară și acum 2 ani, când am fost în Franța, noi mergem în Franța în fiecare an pe Coasta de Azur, eu fac asta de 30 și ceva de ani
Și anul trecut și-a vândut, a făcut expoziția, a făcut vernisajul cu tablourile ei, pentru că ea pictează. A vândut toate tablourile pe care le-a avut și din banii pe care i-a câștigat, vreo 70% i-a folosit pentru a cumpăra încălțăminte și haine pentru copiii de la, dintr-un sat de lângă București, unde ea împreună cu cei de la grădiniță au dus ajutoare încă de când avea 4 sau 5 ani. Și a zis, banii ăștia sunt pentru copiii de la Prozi, sună pe Didi, pe directora de la grădiniță, să-mi spună ce este nevoie. Didi a spus că trebuie încălțăminte, a încălțat Iza jumătate de sat, da? Din banii ei. Wow. Și din suma rămasă, în momentul în care am ajuns în Franța, ne-am dus la plajă și ea s-a dus la recepție și anul trecut a făcut asta și anul ăsta și a plătit ea șezlongurile și consumația la plajă. Dar știi, cumva m-a făcut să mă gândesc atunci când am văzut cadoul ăsta pe care ți l-a făcut sau surpriza pe care ți-a pregătit-o, că a simțit nevoia cumva să compenseze sau nu neapărat să compenseze, să te facă fericită, pentru că poate te-a văzut prea apăsată, ea fiind un copil cu o inteligență emoțională destul de mare. Nu știu că m-a văzut supărată, dar de foarte multe ori mă vede că sunt foarte obosită. Am și eu momente și zile când sunt extrem de obosită. Deocamdată când ești... efectiv simt că nu mai pot. Recunosc, și ăsta nu e un lucru bun, dar măcar eu mi-l asum și recunosc ceea ce alții nu pot să o facă, am și eu momente în care explodez, inclusiv în fața ei, da? Și vorbesc prea tare și poate vorbesc prea mult și poate nu ce nu trebuie. Și ea știe că în momentele alea, efectiv, eu ajung într-un moment de saturație. Acum nu-ți imagina cu abuzez, da, dar nu, am momente în care efectiv nu mai pot și eu. Da, normal. Și atunci ea știe. Înțelegi? Și când am momente astea, îi spun, te rog eu frumos, mă lași câteva ore? E mare acum, nu mai trebuie să stau după ea. Da, 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 da. Și mă duc în cameră și ea știe că eu am o oră, două, în care efectiv trebuie să mă deconectez complet de tot. Înțelegi? Ca să pot să mă încarc și apoi să o iau de la capăt. Și mă gândesc că toată greutatea asta pe care o porți pe umeri este și din cauza faptului că ești atât mamă cât și tată pentru ea. Și atunci automat lucrurile uneori poate că nu se așează așa cum ai dori, mai ales evident, când ai un copil. Evident, adică poate fi așa cum americanii spun overwhelming, știi? Adică da, poate să te copleșească realmente la un moment dat, dar eu întotdeauna am spus, sunt părinți, mame, poate tați singuri, că există și tați singuri, care duc mai greu ca mine și mai mult ca mine. Și atunci nu prea îmi permit să mă plâng, pentru că întotdeauna știu că vor fi alții cărora le este mult mai greu decât știu, îmi este mie, grele... dar sunt și alții cărora le este mult mai ușor decât îmi este mie. Și atunci îmi permit și eu să am momente în care refulesc cumva, exact. Și ea știe lucrul ăsta și tot timpul îmi spune, mami, da, odihnește, da, te rog, stai liniștită, că uite, eu fac. Își face singură lecțiile, se descurcă singură cu toate... dimineața, în weekend, nu mă lasă să pun eu masa. Nu mă lasă, efectiv. Tu ai avut noroc cu un copil așa? Sau nu știu dacă neapărat noroc, pentru că totuși nu, este, l-ai educat este, într-un fel. Da, dar ea caracterial este născută așa. Isabela a fost un copil exemplar de când s-a născut. Asta este o binecuvântare de neimaginat pe care eu am primit-o. Adică este un dar. Prețul la... ar fi putut fi viața mea, știi că eu am fost foarte bolnavă după ce am născut și aș fi putut să-mi pierd viața, adică am plătit un preț greu, pentru că Dumnezeu cumva a compensat, știi, și mi-a dat acest copil care a fost extrem, ea a fost extrem de cuminte tot timpul, a fost o binecuvânt și este, dar când era mică a fost o binecuvântare și o bucurie să crești un astfel de copil, pentru că este un copil care efectiv nu a pus probleme niciodată. Repet, tu ești una dintre mamele norocoase, da, dar sunt foarte multe mame, chiar citisem o statistică recent în legătură că până în 2035 se preconizează a se dubla sau tripla numărul de mame singure, din păcate. Și atunci, da, care ar fi sfatul tău pentru mamele care poate nu sunt în poziția asta a ta, că totuși ai un nume, ai o carieră, ai un copil foarte cu minte, da, și care pe deasupra am casa mea, ai job-ul meu, banii mei. Exact. Și atunci, evident că din foarte multe puncte de vedere mi este mult mai ușor decât altora. De asta exact și spun că alții duc mult mai greu ca duc mine. Duc mult mai greu, dar în același timp și tu treci prin... Dar nu e simplu.
Exact. Nu e simplu. Adică, ce sfaturi ai avea pentru femeile astea? E foarte greu. Mie nu-mi place să dau sfaturi. Sincer. Din experiența ta. Pot să vorbesc din experiența mea, dar eu să dau sfaturi mi-e foarte greu. Și nu se cade. Știi? Eu așa am fost învățată. Sfaturi cade, dai doar dacă ți se cer. Cel înțelept este care învață dar, din greșelile. Exact. Exact. Eu oricum sunt practic, adică în ultimii ani... Chiar dacă exista o altă prezență a unui alt părinte în casă, practic 80% din lucruri în ultimii ani, tot eu le făceam singură. Acum le fac 100%, dar diferența nu este foarte mare. Și atunci este ce este foarte important și asta este un lucru pe care eu tot timpul spun. Și oamenii cred că e o prostie sau că e ceva irelevant sau ceva prea puțin important. Cel mai important lucru în viață ca să poți să te descurci este organizarea. Crede-mă. Deci este ceva care pare atât de simplu, dar este ceva fundamental. Nu vă puteți imagina cât timp, nervi, oboseală, bani economisim dacă suntem organizați. Da. Este extrem de important și asta este un lucru fundamental pentru mine. La tine întotdeauna poate fi a fost și defectul meseriei. Este un defect profesional, da. Pentru că eu dintotdeauna am fost foarte organizată în munca mea, altfel n-ai cum să te descurci. Da. Gândește-te că eu am făcut evenimente 20 de ani singură. Deci eu făceam ceea ce astăzi face o agenție întreagă, eu făceam singură. Fără Instagram, fără TikTok, fără Facebook, mulți ani. Da? Fără internet, mulți ani. Și atunci ca să poți să te descurci, să faci un eveniment la care să-ți vină 100 de oameni, dintre care 25 de vedete, da, pe care trebuie să le suni personal, pentru că nu ai altă variantă, să-l trimiți mail-uri, trebuie să fii mega organizat. Și atunci m-am învățat să fiu foarte organizată. Ca părinte, este foarte important să fii organizat. Ca părinte singur, este fundamental să fii organizat. Să fii organizat, pentru că altfel nu ai cum să te descurci. Deci totul trebuie să fie super organizat. Da? Eu știu, toată lumea mă întreabă, dar cum poți să le faci pe toate? Pentru că sunt foarte organizat. Pentru că eu știu foarte clar a doua zi, a treia zi, câteva zile înainte, ce am de făcut în fiecare zi, pe ore. Și lucrurile astea le-ai făcut singurică? Nu te-ai dus niciodată la terapie? N-ai simțit niciodată nevoia să vorbești terapia cu cineva? Terapia n-are te legătură cu organizarea. Da, asta e un lucru care ține de caracterul meu și de profesia mea. Dar mă gândesc că atunci când emoționalul este cel care preia frâiele. Da. Cât de organizat mai poți să fii atunci? Nu, este tot? Organizat. Ești deci sunt foarte organizată. Și sunt exagerat de organizată, okay, și exagerat de, cum să spun eu, demanding pe zona asta. Adică pot să întreb pe colegii tăi care și mă știu de când știu am lucrat aici sau care mă știu de o viață, cum e Dana, fac crize de nervi. Realmente, la propriu. Fac urât. Dacă mă întârzi, dacă îmi spui un lucru și nu te-ai ținut de cuvânt, dacă eu ți-am explicat foarte clar un lucru și tu ai făcut că nu te înțelegi, că nu mă înțelegi. Deci sunt complet intolerantă la astfel de lucruri. Nu tolerez absolut deloc dezorganizarea, întârzierile, neprofesionalismul, pentru că știu că eu ofer toate lucrurile astea. Și atunci dacă eu sunt în stare să le ofer, tu, ca și om care intri în legătură cu mine profesional vorbind, să spunem, da, trebuie să mi le respecti și să le întorci înapoi în aceeași măsură. Și atunci s-a întâmplat de foarte multe ori ca oamenii să se supere foarte tare pe mine pentru că am avut tendința să le spun în față că nu-mi convin lucruri. Iar omului cum nu-i place. În momentul în care eu, în 35 de ani de viață publică, nu am întârziat nici o singură dată. Și când spun nici o singură dată, măsor cuvintele. Eu nu am întârziat nici o singură dată, la nicio filmare, în direct sau înregistrată, la nicio emisiune, la niciun interviu, nu s-a întâmplat niciodată să mi se ceară un interviu pe care trebuia să-l scriu cum era pe vremuri și să întârzi măcar o oră cu răspunsurile. Să nu trebuiască să fac un lucru și să nu-l fac fix atunci când ar fi trebuit să-l fac. Dacă eu am reușit să fac asta 35 de ani, înseamnă că se poate. Păi și n-ai scos
din sărite pe nimeni niciodată. Tocmai, în momentul în care ei mă scot pe mine din sărite. Din viața personală, nu prietene, că cu prietenii ei mă scot pe mine din sărite pentru că ei nu fac asta. Deci și atunci când eu vin la o filmare, la timp, și tu mă ții 3 ore, cu mine ai încheiat-o. În momentul în care eu sunt onestă, deschisă, autentică, reală și adevărată într-un proiect și tu îți bagi joc de mine, eu nu mai vreau să aud de tine. Eu am renunțat la televiziune din motivul ăsta. Astea sunt niște caracteristici dincolo de profesional, exact cum ai zis, organizată sunt indiferent de orice, că am emoționalul, că nu. Și atunci vreau să te întreb. A fost foarte greu, a trebuit să fac terapie, că revin la asta. Eu am făcut terapie mulți ani. Okay. Am avut norocul să găsesc, eu n-am făcut terapie cu psiholog. Din start trebuie să ne înțelegem. Okay. Există psihiatri care fac terapie, da? Care nu doar te duci și îți dă pastile. Da. Există psihiatri, clinicieni care fac terapie. Sunt mult mai pregătiți decât un psiholog, evident, pentru că au școala de medicină în spate și au și cazuistică, da? mult mai dezvoltată în spatele lor. Și eu am avut șansa să fac terapie cu un adevărat profesionist, cu un mare specialist în psihoterapie, Gabriel Cicu îl cheamă, și el a reușit să-mi schimbe viața total și să mă învețe să văd viața altfel. Acum cât timp? Am început să fac terapie în 2005. În 2005 sau 2006, cred, spre 2006 așa. 2006 și mai ales 2007 au fost așa, din 2005 până în 2007 pot să spun că a fost anus oribilis, dar la mine a fost mai mult de un an. A fost perioada în care m-am despărțit de Cornel după 8 ani și s-au despărțit părinții mei. Și atunci a fost, cum să spun, atunci am simțit că efectiv nu mai... Și aveam fix 30 de ani, aproape 30 de ani, 2006 am făcut 30 de ani. Și a fost foarte greu de dus. Făceam atacuri de panică, mi-era foarte, foarte, foarte greu. Și atunci m-am dus la Gabi și am făcut terapie cu el destul de mult timp, fără să iau tratament. Deci se poate și fără tratament. Eu începusem să iau și el mi-a zis, nu, stop. Eu te scot din asta doar cu terapie dacă mă asculți. Și m-am învățat lucruri și m-am învățat tehnici și m-am învățat multe, multe, multe lucruri pe care eu și astăzi, după atâția ani, încă le folosesc. Sunt aproape 20 de ani au trecut de atunci. Vreau să revenim puțin la partea cu organizarea de evenimente, unde ai spus că ai întâlnit foarte multe vedete și atunci ai foarte mulți prieteni. N-am întâlnit, eu am crescut cu oamenii ăștia. Ai crescut, adică, și automat știu de prietenia ta. Exact, prietenia ta cu Cătălin Botezatu și știu că ai foarte mulți prieteni. Ce a însemnat viața mondenă și showbiz-ul în 90? Imaginează-ți. Eram 100 de oameni adunați cu totul, încăpeam toți în camera asta. Așa. Ăia eram, punct. Adică noi am fost, eu am avut șansa și bucuria și plăcerea și onoarea să fiu parte, dar nu datorită tatălui meu, nu, ci datorită prieteniei mele cu Loredana, pentru că Loredana atunci avea un iubit țeavă, vestitul țeavă, care era operator și care lucra pentru tata la guvern. Și ei au venit odată la noi la Snagov și țeava a venit cu Loredana și așa am cunoscut-o. Și cunoscând-o pe Loredana, am intrat împreună cu ea și cu țeavă în această lume. Deci intrarea mea în această lume nu se datorează tatălui meu, ci se datorează integral Loredanei și lui țeavă. Datorită lor am început să merg la festivalul de la Mamaia, unde l-am cunoscut pe Cătălin în 1990, în vară, sau în 1991. Și știu că ai declarat despre el că a fost cel mai frumos bărbat pe care l-ai văzut după tatăl tău. Exact. A fost, mă rog, exista și Alain Delon, știi cum e, da? Era doar la televizor. Da. Dar a fost un moment pe care l-am și povestit, că eram în sală și erau repetiții pentru seara, și la festivalul de la Mamaia și era o prezentare a Zinei Dumitrescu și a apărut pe scenă acest bărbat superb. Eu aveam 15 ani, îți dai seama, știi? Da. Și l-am văzut și am zis, băi, există un bărbat mai frumos ca tata, știi? Adică, și mă rog, atunci ne-am împrietenit și iată, o prietenie care durează de peste, din 91, sunt 33 de ani de prietenie.
Și cum foarte mulți oameni din zona asta, din zona artiștilor mai ales, eu am avut o frustrare toată viața că nu știu să cânt, că n-am voce, pur și simplu. Mi-aș fi dorit să fiu artistă și să fiu pe scenă. Și nu mi-a dat Dumnezeu harul ăsta și mi-am ostuit cumva, dacă vrei, această frustrare pe care am avut-o, împrietenindu-mă și trăind alături sau pe lângă mari artiști din România, pentru că asta îmi dădea și mie senzația că fac un pic parte din lumea lor. Cum a fost Loredana, cum a fost, cum sunt cei de la Holograf, de exemplu, Dan Midman, mi-e prieten de o viață. Da. Direcția 5, Cristi Enache, mi-a fost prieten de joacă la 5 Migiu, mă știu cu el, suntem fix aceeași generație. Și atunci am avut șansa să trăiesc lângă acești oameni absolut fabuloși, lângă care am trăit lucruri minunate și asta extraordinare. Vreau să aflu. Vrem să aflăm niște chestii picante, vrem să aflăm niște lucruri. Prin ce ați trecut? Multe, foarte multe. De exemplu, mi-aduc aminte, îți dai seama, Loredana era diva divelor, adică de atunci era diva divelor și rămâne, după părerea mea, orice, oricine ar spune, n-a mai apărut nimeni peste ea deocamdată. Și știi să mă pleca la mare cu Loredana, înțelegi? Ea cânta cam în trei locuri pe seară. Da. Mi-aduc aminte, cânta și la Internațional, cânta și la Jupiter, la Paradis, cânta și la Calu Bălan. Deci, zici să mai era o nebunie, un dute vino din ăsta fantastic și poți imagina ce seri, ce petreceri, ce bani. Ce bani! Dar noi nu înțelegeam, adică banii aia, să spun eu, nu-i aprecia nimeni la justa lor valoare în momentul ăla. Plus că n-aveai ce să cumperi cu banii aia, înțeleg că nu era încă mare lucru de cumpărat. Da. Efectiv, țin minte că Loredana, asta a fost o fază foarte tare, la un moment dat strânsese mulți bani, că erau foarte mulți bani, a câștigat foarte bine, pe merit, îți dai seama. Și nu știu, erau bani cash, îți dai seama. Erau hârtiile alea, așa, pungi, efectiv, așa. Stive și la un moment dat Loredana a zis, bă, să cumpăr, ce să cumpărăm, în fine, și a cumpărat un microfon, i-a adus din Anglia cineva un microfon foarte bun, nu știu ce, în fine, ce să cumpăr, și Loredana la un moment dat zice, bă, hai să-mi iau o mașină totuși, hai să-mi iau, ce mașină, îți dai seama, s-a dus la Pitești și și-a cumpărat Dacia aia, așa, 1310, dar care era cea mai cea, era gri, cu bord de ceneu, așa se spunea pe vremea aia, că avea un bord mai special, i-a pus castofon de ăla cu lumini, așa, adică era fița fițelor și i-a pus și număr din ăla, nu știu, B, nu știu cât, lor, în fine, era o nebunie, ceva wow, înțelegi, până să vină prima mașină din Italia, pentru că foarte repede i-a adus un prieten din Italia o mașină cu care a făcut și o ședință foto, cabrio. Asta e altă poveste, la mare, cu cabrio, ceva rău. Și Loredana și această mașină, eram la liceu, îți dai seama, eu eram la liceu. Băi, nene, și mă trezesc că ies din liceu și venise Loredana mea să mă ia de la liceu cu această mașină, înțelegi? Cu această Dacia șmecheră. E, și îți dai seama, mamă, înțelegi? Adică îți dai seama, noi ne bucuram extraordinar de tare de o banalitate, înțelegi? Efectiv o banalitate. Era o mașină care nici măcar nu costa atât de mult, îți dai seama? Dar bucuria aia, știi că, băi, și-a luat mașina aia nouă și a venit să mă ia de la școală cu mașina și să ne plimbăm și să nu știu ce, adică au fost, cum să spun eu, erau vremuri în care efectiv te bucurai de dar viață. Dar povestea aia cu ceva rău, că ai spus tu. Ceva că rău, povestea... nu, n-a fost rău. Da, înțeleg. S-a întâmplat că a venit Cornel Stănia, prietenul nostru din Italia, cu o mașină care era un, nu mai știu, un Opel Corsa, un, nu mai știu, roșie cabriolet. Deci asta știu sigur. Loredana stătea atunci la Hotel Savoy și, bun, se vine cu această mașină, îți dai seama, 91 iunie, iulie, îți dai seama, nu exista o mașină cabriolet în România, da. Roșie, îți dai seama, mamă, de ce, îți dai seama, vâlvă, ce era pe faleză pe acolo, îți imaginezi toată lumea să uita ca la circ a venit acea, am făcut o ședință foto pe plajă cu mașina, ții minte că Loredana avea un costum de baie, leopard, așa, înțeleg, ceva cu niște șarfe, așa, ceva superb. Bun. Problema este că seara ce s-a întâmplat? S-a pierdut cheia de la mașină.
Deci s-a pierdut cheia de la mașină, mai înțelegi? Acea mașină având alarmă. Wow. Cealaltă cheie de la mașină era unde crezi? În Italia. Înțelegi? La proprietarul mașinii. Băi, și a fost o, cum să spun eu, a fost ceva, îți dai seama, băi, cum deschidem mașina? Că urla, adică te apropiai de ea, vrei să o deschizi și urla. Și până la urmă, mă rog, s-a prescris de mult că au trecut 35 de ani, până la urmă s-a găsit un host de mașini, înțelegi, care se pricepea la chestia asta și care a venit și a deschis mașina, mai înțelegi, și a și pornit-o. Deci întotdeauna există un băiat. Un băiat. Care te ajută. Un băiat care a venit și a rezolvat problema, după care s-a trimis cheia din Italia, dura, îți dai seama, în fine. Dar mașina aia, îți dai seama, când a apărut Loredana cu mașina aia, ți-a închis tot, adică fița supremă, înțelegi? Și ne bucuram. Da, era oricum alte timpuri. Ne bucuram. Nu exista asta că cine are mai mulți bani, cine are mai puțin bani, cine are hainele gâtă. Nu exista chestia asta. Dar tu ai prieteni? Ia-i. Da. Pentru da. Că eu te urmăresc pe Instagram și ai zis la un moment dat de o prietenă care a locuit în casa ta un an și jumătate. Da, nu mai vreau să comentez care... subiectul. Sunt oameni care, evident, de-a lungul vieții m-au dezamăgit foarte tare, dar problema este a lor, nu a mea, din punctul meu de tu vedere. Tu ai învățat să treci peste dezamăgiri. Da, pentru că mi-am dat seama și tot a trebuit să fac terapie ca să înțeleg lucrul ăsta, mi-am dat seama că este despre ei și nu despre mine. Că eu trebuie să mă bucur și să mulțumesc Dumnezeu că mi-a îngăduit să pot ajuta, pentru că este fabulos să poți ajuta. Chiar dacă tu ai senzația că oamenii pe care i-ai ajutat nu te-au răsplătit sau nu ți-au dat nimic înapoi, Dumnezeu ți-a dat ceva înapoi, întotdeauna. Da, se și întâmplă. Prin copilul pe care prin l-ai tot. Și prin foarte și atunci nu trebuie să te aștepți, știi? Însă am și eu momente în care, adică nu ți-am cerut nimic, nu am nevoie de recunoștință, nu am nevoie să-mi faci o sanale. Bă, dar nu, lasă-mă. Adică nu mă agita. Dacă eu îmi permis să-ți spun un lucru și tu îmi răspunzi pe nas și îmi vorbești urât, acolo da. Asta mă deranjează, pentru că eu 20 de ani nu ți-am cerut nimic. Nu am venit la tine să zic, bă, ți-am făcut, ți-am dres. Nu ți-am cerut niciun fel de recunoștință, nu ți-am cerut niciun fel de nimic, dar pretind, chiar și dacă nu te-am ajutat și chiar dacă nu ne cunoaștem, pretind respect. Atât. Nu cred că cer prea mult. Nu ești în stare să-mi oferi respect? La revedere. Adică am închis, gata. Am înțeles. Vreau să revin puțin că mi-ai aruncat-o la fileu, mașină roșie. Da. Tu acum ai venit cu o mașină roșie. Cu mașină roșie, da. Care este superbă. Care nu e a mea, dar... Dar vreau să ne povestești puțin despre pasiunea ta cu raliurile. Da, nu e o pasiune cum, neapărat. Cum a început? De unde până unde? Pur și simplu am o cunoștință cu care lucrez, cu care am un contract și cu care voi avea și niște colaborări mai complicate și mai substanțiale în viitor, care îmi zice într-o zi, măi, că trebuia să ne vedem noi pentru ceva și îmi spune, știi că oricum vin la București, chiar nu-i din București, zice, oricum vin la București că mă duc la raliu. Zic, la ce raliu? Păi zice, mă duc la Women Rally. Mamă, zic, ce e asta? Păi uite așa, așa, îmi explică despre ce e vorba. Și ce ai vrea să vii și tu? Păi zic, da. Și uite așa, Sanda m-a pus în legătură cu Laura, cea care organizează Women Rally. Este un circuit de raliu inscris în circuitul european, da, de raliu, că e o chestie profesionistă, da. Nu e doar o joacă. Și este un concurs de raliu pentru femei care are deocamdată 4 etape pe an, Timișoara, București, Cluj și Brejmer. Și la finalul competițional se face un clasament și câștigătoarea națională pe anul respectiv se duce și participă la raliurile continentale și așa mai departe. Eu nu sunt acolo, sunt de-abia la a doua etapă, adică eu sunt chiar super la început, dar m-am dus cu foarte mare drag, m-au numit și ambasador Women Rally, ceea ce a fost și este o onoare pentru mine, pentru că uite, acum în calitate de ambasador Women Rally povestesc despre acest proiect fabulos de mișto, sunt femei extraordinare, toate sunt femei mame sau femei și femei cu carieră și femei cu business și așa femei mai departe, care vin și participă în mod total, sunt și foste sportive și doamna Lipă este ambasador și
mă rog, sunt mai multe femei superbe și minunate care fac și Romanița Iovan și în primul rând e o chestie socială, de socializare extraordinar, pentru că ne întâlnim, vorbim, schimbăm păreri, poate facem proiecte împreună și așa mai departe, adică este și o chestie de socializare foarte interesantă și este un proiect care îmi place foarte tare și la care mă bucur foarte tare că fac parte și sper să evoluez în așa fel încât să ajung să am și eu timp din ce în ce mai bun. Felicitări! Vreau să vorbim puțin și de partea de beauty, pentru că știm foarte bine că de-a lungul anilor ai trecut prin transformări fizice, ai slăbit și întrebarea noastră este cum te menții? Mai apelezi la vreo dietă? Cum reușești să rămâi informat? Da, eu mă mențin cu trei lucruri. Fastingul, pe care îl țin în mod constant de 3 ani. Ceaiurile, care mă ajută foarte mult și fac cure de câte 2-3 luni, pauză 2-3 luni. Și mă ajută măsura. Întotdeauna măsura este lucrurilor. Vorba de organizare, cumpătare, da, măsură. Da. Deci asta măsura lasă ajungem. Lucrurilor. Fastingul m-a învățat să am măsură. Și de asta reușesc să mă mențin. Eu vreau să mai slăbesc, Câte kilograme în accepțiunea mea, aș vrea să mai slăbesc 10 kilograme în accepțiunea mea. Okay. Trebuie să-mi fac și o abdominoplastie, pentru că din cauza operației pe care am avut-o atunci după ce am născut, nu pot să fac sport, nu pot să fac abdomene, nu pot să fac nimic în zona abdomenului și atunci mi este foarte, foarte greu din punctul ăsta de vedere. Dar pe mine fastingul m-a salvat. Efectiv. Adică am făcut proceduri la început, o perioadă lungă, după care n-am mai fost nevoie. Mai fac proceduri din când în când pentru celulită, de exemplu, ajută masaje foarte și mult, da. Cu aparate speciale și fastingul la care nu renunț. Și nici ceaiurile, nu renunț la ele pentru că mă ajută foarte tare că am energie. Și că tot ai zis de ceaiuri, ne ducem puțin în direcția de tratamente naturiste când vine vorba de ten. Văd că ai un ten foarte îngrijit. Cum folosești ceva în direcția asta? Da, cine mă urmărește știe că eu arăt tot timpul. Sunt mai mulți factori. Faptul că eu am un ten foarte bun la 48 spre 49 de ani, se datorează mai multor factori. Primul este factorul genetic, care nu e al meu, e de la Dumnezeu, de la mama, de la bunica, mulțumesc și le mulțumesc și sunt recunoscătoare. Există un factor genetic, clar, pentru că în familia noastră, cel puțin pe linia mamei și bunica, până în ultima zi, arăta extraordinar de bine, avea un ten foarte bun, mama la fel, dar acest factor genetic trebuie ajutat. Da. Și eu am crescut într-o casă lângă o mamă care m-a învățat lucrurile astea. Iarăși revin la educație. Deci, este o chestie de educație. Rezum. Adică eu știu că mama, când aveam 13 ani, 12-13 ani, pentru că și eu am avut o adolescență precoce, cum are și Iza de altfel, jos la parterul blocului unde locuiam noi, era un cabinet cosmetic la doamna Claudia. Mi-o aduc aminte, îți dai seama, și azi, după aproape 40 de ani. Și mama frumos m-a luat, m-a dus jos la doamna Claudia și mi-a explicat că trebuie să fac tratament cosmetic, că trebuie să mă epilez și că trebuie să am grijă de mine. Și că mai târziu va trebui să mă duc să-mi fac manicura și pedicura și așa mai departe. Mama se ducea la coafor, chiar și pe vremea lui Ceaușescu, oricât de greu era. Mama se ducea la coafor, mama își dădea cu cremă, mama își făcea manicura și pedicura și m-a învățat că sunt lucruri la care, oricât de greu mi-ar fi, nu trebuie să renunț pentru că este o formă de respect față de mine însă. Și aceleași lucruri o înveți și tu pe aceleași Elsa. Lucruri le învăț, nu trebuie să o învăț, că ea le vede și deja știe foarte clar ce are de făcut. Și eu am învățat de la mama că trebuie să mă iau cu cremă. Recunosc că foarte mulți ani n-am făcut lucrul ăsta. După care am înțeles că este obligatoriu să-l fac. Dar și am început să îmi caut produse, să înțeleg că cele mai bune creme nu sunt neapărat și cele mai scumpe. Da. Da?
și că trebuie să-mi fac o rutină de care să mă țin cu dinții. Și asta fac de mulți ani. Am o rutină de care mă țin cu dinții, am produse pe care le folosesc de foarte mulți ani, am două game diferite de produse pe care le folosesc și care nu sunt din alea cele mai scumpe. Am și din alea câte una, câte două și visul meu este să am o linie a mea de produse într-o zi. Pentru că atât de mulți ani m-am preocupat de lucrul ăsta și atât m-am documentat și atât am citit și atât am probat și testat. De când eram foarte mică, pentru că îți dai seama că mama avea toate cremele din lume și eu tot, îți dai seama, îmi băgam degetele prin ele pe acolo. Și rutina asta este foarte importantă. Dar ce părere ai de intervențiile estetice sau operațiile estetice? Fiecare face ce își alege să facă. Eu absolut nimic. Nimic și nici nu-mi doresc prea curând să fac ceva. N-am botox, n-am acid de la buze, n-am absolut nimic. Nu consider că, deocamdată nu consider că îmi trebuie. Dar nici n-ai spune nu. Da, nu știu. Eu nu vreau, eu am o aversiune totală față de femeile care își distrug, adică se își bat joc de ele, se transformă în niște, nu vreau să jignesc, dar ceva rău de tot. Ele nu se mai văd, nu-și mai dau seama. Eu nebunesc când văd fetele astea tinere. Măi, mă doare sufletul când mă uit la ele. Băi, efectiv mă doare sufletul. Ele nu se mai văd. Da, nu se uită la ele. Sunt desfigurate, efectiv. Distruse, cu buzele alea atât, cu genele alea atât, cu unghiile alea atât. Nu se poate așa ceva. Efectiv este o... Se măcelăresc singure. Păi și ce părere ai atunci de personalitățile din showbiz? Pentru că sunt foarte multe, da, în showbiz. Da, eu cred că se măcelăresc și că își bat joc singure de ele. Și cred că la unele este vorba despre mimetism, adică bă, să fiu și eu în rândul lumii, iar la celelalte este altele este o modalitate de a compensa niște probleme interioare. Niște... o lipsă de siguranță, o lipsă de iubire, poate, o lipsă de... Sunt femei care poate au trecut prin probleme, prin traume, prin nesiguranță, prin traume de abandon, prin singurătate și atunci, ca să se... în mintea lor, cumva, ca să se facă admirate, iubite, fac lucrurile astea. Dar nu-și dau seama că nu mai sunt ele deloc. Adică, bun, poți să faci, evident, niște ajustări. Și există femei, chiar și în România, care au ajustări făcute superb. Adică, efectiv, nu-ți dai seama. Sunt superbe. Dar acolo unde se întrece măsura, este groaznic. Efectiv, nu că mi-e milă, îmi pare rău. Îmi pare rău de ele. Și dacă Iza ar veni peste 10 ani și ți-ar spune, mamă, vreau și eu să-mi pun acid în buze, vreau ceva, să-mi ajustez puțin trăsăturile. Eu cred că ea este destul de inteligentă cât să înțeleagă că n-are nevoie de așa ceva. Asta crezi acum, dar dacă? Ce om se vedea, întâmplă? Nu știu, om vedea. Nu știu cum voi reacționa atunci. Nu știu, n-am de unde să știu. Dar eu sper că ea nu-și va dori lucrurile astea. Iza e foarte frumoasă și are e foarte plăcută, e o fată foarte plăcută și blândă și dulce și bună și bun, că o să vrea să se macheze, asta e clar, că o să vrea să pună tocuri, asta e clar. Dar la zona asta de operații sau de intervenții nu cred prea curând. Nu, dar nu cred că își va dori ea prea curând. Este mică deocamdată. Da, nu știu, o să vedem. Bine, îți mulțumesc frumos că ai fost prezentă la emisiunea noastră. Ai fost o Ana Roman transparentă, așa cum nu știm cât de des o vedem, pentru că ești foarte volatilă. Să știi că eu pe Instagram, acolo unde practic s-a mutat toată activitatea mea și privată și profesională în ultimii ani, sunt foarte transparentă pentru cine pe vrea să vadă. Da, dar când intri în emisiuni, când intri în podcast-uri, parcă există o Ana Roman pentru așa. Pentru că nu întotdeauna sunt întrebată lucruri. Cum m-ai întrebat tu pe mine astăzi, de exemplu. Deci și atunci e o bucurie pentru mine să mai spun și alte lucruri despre mine. Mulțumim știi? Frumos pentru prezența ta. Mare drag. Te mai așteptăm pe la noi. Oricând.